Bună dimineața, Florin, bine v-am găsit. Astăzi ne facem o idee și aflăm ce putem pune pe masa de Paște, bineînțeles, și nu numai. Alături de Roxana o să vă prezentăm câteva produse direct din Băcănie, de la producători locali. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, bună dimineața! Ce avem astăzi aici? Ce găsim? Cum putem să facem o masă copioasă în familie? Eu îmi place să mă gândesc că anul ăsta este un an deosebit, nu? Este un Paște diferit, putem să spunem. Sărbătorile pascale sunt diferite. Anul ăsta stăm acasă cu familia și trebuie să fie mâncare bună, voie bună. Iar pentru asta avem nevoie de un platou foarte bun, nu? Eu propun pentru acest Paște să... Nu toată lumea mănâncă berbecuțul, mielul, nu? Sunt și doritori de porc, în general. În general, și da, da, așa este. Așa, și pentru acest Paște eu propun o ruladă de porc, propun o șuncă țărănească, un mușfile, chiar o ruladă de pui, pentru cei ce sunt doritori de carne de pui, cârnați afumați, mușchiuleți de porc afumat și o brânză maturată bună. Și chiar și telemia, pentru că telemeaua vine de la producătorii locali, ceea ce este un lucru foarte, foarte important. Car la orice masă de Paște merge și un pic de pălincă, ca... Bineînțeles. Pălinca este cea mai bună întotdeauna. Spune-mi, te rog, avem acolo și cozonac. Cozonac, da. Nu există sărbători fără cozonac. Nu există Crăciun sau Paște fără cozonac. Iar noi facem un cozonac foarte, foarte bun cu una dintre colegele mele. Adică cozonacul este plin de umplutură, așa cum ne place, nu? În sărbătorile pascale nu există dietă, nu există regim, putem să ne facem de cap, putem să mâncăm gras, putem să mâncăm dulciuri. Și de acesta noi o să avem și cozonac. O să avem și cozonac special în același timp. Asta vreau să te întreb, că știu că mai aveți alți cozonaci în afară de cei pe care noi îi avem în acest moment aici. Da, astăzi ți-l prezint doar pe acesta, dar noi avem și cozonaci cu ciocolată albă și cu zmeură și cu fructul pasiunii și pralină făcute de colega mea, care sunt senzaționali și oricine poate să vină să-i găsească aici în Băcănie. Ce alte produse mai punem pe masă? Pe masă de obicei se pun sărmăluțe. Sunt foarte multe persoane care fac acasă sărmăluțe, iar noi aici vindem și sărmăluțe gata făcute. Chiar acum nu o să le găsiți. În 2-3 zile ele o să apară în magazine, iar oamenii pot să economisească timp, pentru că trăim într-o lume în care timpul ne costă, să zic așa. Ei pot să vină să ia sarmalele și să le fiarbă direct acasă. În același timp o să fie și stufat, o să avem și carcase de miel, pentru că lumea se pregătește, nu? Toată lumea vrea să facă un drob, vrea să facă o friptură de miel. O să fie și miel, dar în același timp ne bazăm pe porc ca întotdeauna, carne proaspătă de porc, afumături. Ce avem acolo? Ce avem acolo? Aici avem tot ce înseamnă mușchiuleț, spată de porc, pulpă de porc, carne tocată, cotlete mici, cârnăciori, cârnați, tot ce își dorește sufletul omului să găsească. Iar din cauza că anul acesta Paștele este în mai, da, ne aflăm în luna mai, eu cred că oamenii vor căuta foarte mult și pentru grătar. Când vorbim de grătar, trebuie să avem marinate. Iar la noi găsesc aceste produse. Este foarte ușor, te întâlnești cu prietenii, ai aruncat pe grătar cărnița și toată lumea este la masă. Și avem aici piept de pui, nu? Marinat? Avem marinată din piept de pui, marinată din aripi de pui, pulpe de pui superioare și ceafă de porc. Vom avea și pastramă de oaie marinată. Avem și mici, gusturile. Nu, acolo? Da, bineînțeles că avem mici. Cum, e luna mai... nu? Cum e luna mai fără mici? Nu există așa ceva. Pentru cine nu ziceam de pălincă, cine nu e, nu știu, pofticios cu pălinca, nu-i place pălinca, avem și țuică. Care țuică e pic... de prune, exact. Magari, nu? Țuică de prune, care e cu alcool un pic mai jos decât pălinca, nu? Diferența e 20 de grade, mai exact. De asemenea, avem și zacuscă, nu? Da, avem și zacuscă. Pe unele le producem noi, pe unele le aducem de la producători locali. În perioada aceasta au fost foarte multe persoane care au ținut post și atunci a trebuit să avem și produse și către aceste persoane. Și atunci am ales așa, să avem zacuscă, să avem ghebe marinate, pulberea de hrib, care o pot folosi în diferite mâncăruri, atât de post cât și cu carne. Adică tot ce se găsește aici se poate combina într-o oarecare măsură într-un preparat. Roxana, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi, ne-ai făcut poftă. Florin, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi. Mulțumim!